Există mult tupeu la noi în partid și eu în general apreciez tupeul care are și fundament. Mă uitam la oamenii care vor să ajungă în vârful partidului, acuză pe cei care organizează această convenție de pregătirea unor fraude. Mie mi-ar fi rușine în locul lor. Mi-aduc aminte, în 2011, eram la Piatra Neamț și când s-a făcut să se voteze moțiunea, din 100 de oameni în sală, au votat 70 cu Vasile Blaga, 20 cu Boc și vreo 2 cu Paleologul, la care colegul meu Pinalti, care e susținătorul uneia din moțiuni și mai ales unul care clamează posibilități de fraudă, le spunea, zice, pe mine să mă întrebați cine vine la convenții. Eu stabilez cine vine la convenții, nu veniți voi. Și așa a făcut. A lăsat 40 de primari acasă ca să nu voteze ce vroiau. Uite, de data asta vor fi toți aleșii care pot să vină la convenție. Peste 70% din delegații, de exemplu, de la mine, sunt aleși locali. Primari, consilieri județeni, consilieri municipali, consilieri locali. Să vedem ce votează oamenii. Oare nu știm ce au spus oamenii la porți? Oare nu știm ce ne-au spus oamenii la ușă? Ne facem cu o nonșalanță, până la urmă eu aș numi-o și tupeu deplasat, că nu știm ce se întâmplă. Eu resping aceste lucruri. Eu cred că vor fi convenții, va fi această convenție un model de convenție. Blaga nu s-a jucat cu cinstea și cu onoarea. Orice poți să spui la un moment dat despre un coleg, să-l critici în anumite acțiuni politice, dar să-l faci hoț premeditat, de fapt, te duci la vorba noastră bătrânească. Hoții strigă hoții.